De la criminali, celebri la infractori contorsioniști, vedem 5 dintre cele mai spectaculoase evadări din închisoare. Cei 7 texani au fost un grup de 7 prizonieri ce au reușit să scape dintr-o închisoare de maximă securitate, pretinzând că vor să lucreze în timpul orei de prânz. Ei au ademenit câțiva gardieni într-o zonă de întreținere mai pustie a închisorii, unde i-au copleșit și le-au furat hainele. Planul era simplu. Unul dintre pușcăriași chema pe cineva, iar altul lovea gardianul nesuspicios în cap. 11 angajați ai închisorii au suferit acest tratament. Atacatorii au furat haine, carduri de credit și acte de identitate de la victime. În cele din urmă au reușit să scape cu ajutorul camionului de mentenanță al penitenciarului, însă după doar o lună de libertate au fost prinși de FBI. Poreclit Houdini, coreanul Choi Gap Bok, în vârstă de 50 de ani, a fost arestat și trimis la închisoare pentru jaf. După doar 5 zile de stat în pușcărie, a reușit să evadeze strecurându-se prin fanta de alimentare a celulei sale. Secretul său? 23 de ani de yoga și multă loțiune de corp. Choi a reușit această performanță în doar 34 de secunde. Din păcate pentru el a fost prins după doar 6 zile de la evadare. Poate ați auzit de Frank Abagnale, personajul jucat de DiCaprio în filmul Prinde-mă dacă poți. Acest escroc de primă clasă a reușit să iasă din pușcărie, convingându-și toți gardienii că el este un inspector de închisoare sub acoperire. Gardienii îi dădeau cea mai bună mâncare și aveau grijă de el. Și după săptămâni de construire a încrederii, Frank le-a spus că trebuie să se întâlnească cu partenerul său de afară, un agent FBI căruia treia să-i dea raportul. Frank a scăpat și timp de 2 luni a stat în libertate. Asta până când a fost prins în timp ce trecea pe lângă o mașină de poliție nemarcată. La 30 decembrie 1977, celebrul ucigaș în serie Ted Bundy a reușit să evadeze din închisoare, asta fiind a doua evadare a lui, prima fiind mai puțin spectaculoasă. În închisoare a reușit să pună mâna pe un fierăstrău construit de un alt deținut și a îngăurit tavanul celulei. A slăbit 15 kg să se poată strecura prin gaura din tavan și în ziua de Crăciun, când închisoarea era mai pustie, a reușit să se strecoare prin gaură în camera de schimb a paznicilor, de unde a furat haine și s-a prefăcut că este un gardian ce și-a terminat programul și vrea să plece acasă. A fost nevoie de 17 ore ca cineva să realizeze că Bundy evadase și 6 săptămâni până acesta să fie prins din nou, timp în care a atacat cel puțin 6 femei. În 1943, 600 de prizonieri de război au contribuit la realizarea unui plan atât de ingenios, după care Hollywoodul a făcut un film numit Marea Evadare. Prizonierii au săpat 3 tuneluri, astfel încât dacă unul dintre ele era descoperit, gardienii nu ar fi suspectat existența altor tunele. Tunelurile au fost săpate 9 metri sub pământ și le-a luat aproximativ un an pentru a le termina, în ciuda faptului că erau un coșmar claustrofobic. Pentru a le construi, prizonierii au folosit 90 de paturi supraetajate, 52 de mese, 34 de scaune și o grămadă de linguri. Planul a fost ca cel puțin 200 de oameni să evadeze, dar pentru că unul dintre tunele s-a prăbușit plus multe alte întârzieri, doar 76 de oameni au reușit să treacă. Din cei 76 de evadați, 73 au fost prinși, 50 dintre aceștia fiind executați pe loc. Unul dintre supraviețuitori a spus că nu s-a meritat efortul.